ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore aici la Acum TV. Este miercuri, bineînțeles, vom vorbi de Târgu Ocna. Alături de noi este administratorul public al orașului Stațiune Târgu Ocna, domnul Cristian Cibotaru. Bună ziua, bine ați revenit la noi! Bună ziua! Bună ziua tuturor celor care acum la această oră și-au rupt din timpul liber și doresc să ne vadă. Bună ziua dumneavoastră! Mulțumim pentru faptul că ați găsit timp să ajungeți. Știu că la primărie sunt multe de făcut. În comunitatea în care vă desfășurați activitatea sunt multe probleme. Primăvara bate la ușă și cu siguranță avalanșa de probleme stă să cadă, ca să zicem așa. 0334 405 708 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în legătură telefonică directă. Așteptăm întrebările pentru emisiune, așteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră, pentru că doar împreună, nu, prin comunicare, lucrurile se pot rezolva mai ușor. Avem și noi pregătite câteva imagini, domnule administrator public, despre lucrările care se desfășoară la această oră în orașul Stațiune Târgu Ocna. Sunt imagini luate de astăzi, deci sunt calde, ca să zicem așa, și vreau să facem așa o scurtă trecere în revistă. Bineînțeles, cu ce credeți că începem? Cu ANL-ul. Au început lucrările în forță. Am vorbit emisiunea trecută, avem imagini pregătite. Și o să vă întreb pe dumneavoastră, termenul de finalizare a acestui amplu proiect, de unde bani și cum de-ați reușit să aduceți la Târgu Ocna? Târgu Ocna are o experiență în derularea unor fonduri cu finanțarea din Agenția Națională de Locuințe. Avem blocuri construite în anii anteriori. Acum vedeți și dumneavoastră că se mai construiește încă un bloc. Astăzi a fost o discuție cu domnul director general, venit într-o vizită de lucru la Târgu Ocna. Ne-am întâlnit și cu proiectantul. Iată că acum se pregătesc, mă rog, lucrările pentru a turna placa de la etajul 3. Uite, deja se lucrează. Văd în imagini ritm avansat. După acele plase deja au început compartimentările, deci practic constructorul este în grafic, lucrează tot ceea ce poate fi făcut acum în această perioadă. Trebuie să mai spunem că totuși pe timpul nopții mercurul în termometre scade cu mult sub 0 grade, probabil că fac lucrările care permit să se desfășoare la aceste valori din... Sigur că da. Meta. Acum ați văzut, se fac lucrările practic de pregătire și în momentul când se va turna placa, cu siguranță vor fi folosiți aditivi speciali, ceea ce este important, că lucrarea trebuie să aibă garanția și trăinicia așa cum trebuie. Este adevărat, acest bloc ANL, eu zic că este o mare, să zicem, reușită. Faptul că ați reușit, după efortul susținut, să aduceți și în Târgu Ocna, pentru că lista de așteptare era destul de lungă. Da, lista există. Tot de altfel. Lista există. E important că 40 și ceva de spații de locuit vor apărea în Târgu Ocna. Deja în ședința de Consiliu din luna februarie, acum la sfârșitul acestei luni, se va reanaliza și se vor reașeza ordinea de priorități pe acelor care doresc, care vor să primească o locuință ANL și care se încadrează în criteriile stabilite, cele legale. Și suntem optimiști ca, eu știu, undeva în partea a doua a acestui an lucrările să se apropie de final. Cu alte cuvinte, știți cum e, cărcotașilor să zică, pentru că se apropie perioada de precampanie electorală, va fi inaugurat, știți cum e, avem noi așa o trăsătură specifică nouă ca nație, cred. Dacă se face, de ce se face? Dacă nu se face, de ce nu se face? Logică ar părea treaba, dar e bine că ați reușit să aduceți un astfel de proiect extrem de important în Târgu Ocna. Sunt multe alte localități din țară care și-ar fi dorit. Da, faptul că am depus atunci un proiect, o solicitare sustenabilă, iată că acum încep să se vadă și efectele. Nu vreau să intru în politici cu cei care sunt sceptici, care sunt oarecum cârcotași. Da, suntem tot timpul, sau ei mereu spun că se fac anumite lucruri, se fac anumite proiecte sau se derulează anumite proiecte atunci când sunt campanii. Eu cred că nu și cred că cu toții trebuie să fim corecți în primul rând și să vedem că lucrările își urmează cursul lor. Nu țin loc nici de campanie,
Nu știu acum, dacă o luăm anul acesta, sunt două campanii la anul, păi, vor fi iarăși două, la peste un an iarăși vor mai fi campanii, atunci când să mai construiești, păi, sau când să mai faci? Că dacă se, eu repet, dacă se face, de ce se face sau se face cu un scop ascuns, clar, dacă nu se face, de ce nu reușiți să atrageți? Da, noi ne facem treaba, suntem optimiști, ne urmăm cursul, colegii noștri, întreg aparatul primăriei, Consiliul Local, primarul, toți. Toate instituțiile angrenate în aceste proiecte, pentru că nu sunt proiecte singulare, nu sunt lucrări care se fac de unii singuri. Corect. Aici e un întreg mecanism care funcționează, aparatul primăriei, primar, Consiliul Local, Consiliul Județean, instituțiile guvernamentale, Parlamentul României, Guvernul României, prin toate mecanismele, toți derulează partea lor de proiect. Pentru că nu poți face de unul singur și acasă, când te mobilizezi și vrei să faci ceva, chemi familia, chemi rudele să te sprijine și să poți face mai ușor. Așa este. Sunt foarte importante. Bine, acest proiect în sine vine ca o gură de oxigen pentru cei care erau, să zicem, în coada listei la, pentru solicitare de locuință de tip ANL. Da, el e, întotdeauna ea pentru trebuie că oricât ca... de multe locuințe se vor face, nevoie tot va fi. Și umanitatea se dezvoltă, localitatea se dezvoltă și faptul că mai am putut să mai construim acest bloc spune foarte mult. Chiar astăzi discutam cu domnul director general și avem în proiect să mai construim încă un spațiu locativ pentru specialiști, pentru cei din sistemul de învățământ și pentru cei din sistemul sanitar. Sunt acele proiecte care se derulează tot prin Compania Națională de Investiții, care vin cu o nișă pentru specialiștii din învățământ și din sănătate. Acum încercăm să găsim și locația, am venit cu două variante, să vedem acum care va primi avizele necesare, pentru că orice locație, orice proiect trebuie să fie bine argumentat. Am înțeles, să primim deja o serie de întrebări adresate emisiunii, le lăsăm așa pentru, întâi ne epuizăm noi, să zicem, ce ne-am propus să vorbim în această emisiune. Oricum ar fi, stau și mă gândesc așa, Târgu Ocna câte blocuri are? Are două blocuri ANL, nu? Nu. Câte? Nu. Ca și blocuri, ca și... sunt două, trei, patru... 5-6 construite până acum. Am înțeles. În locații diferite, acesta va fi al șaptelea. În total sunt construite și sunt funcționale 100 și vreo 60 și ceva de spații de locuit. Aici mă refer la apartamente cu o cameră, cu două camere, cu trei camere și acest bloc cu 40 de spații de locuit care va fi finalizat, sperăm, în cursul anului acesta. Vă gândeați, domnule administrator public, că înainte de a intra și de a prinde, să zicem, finanțare pentru proiect, vă gândeați că ar fi posibil să prindeți? Pentru că știți cum e, mi-aduc aminte înainte de a, de a începe, când era doar fază de proiect, când lucrați practic pentru el și foarte mulți cârcotași, mi-aduc aminte, chiar vorbeam cu unii și alții, sigur nu vor mai prinde nimic, sigur nu o să mai facă nimic, știți cum e. Dar nu va, echipa primă care lucrează în primărie nu s-a descurajat și și-a văzut în continuare de drum. Atunci când apare ideea, când apare proiectul sau când găsești o sursă de finanțare, că până la urmă ăsta e cel mai important lucru pentru comunitățile de tip oraș ca și Târgu Ocna, pentru că bugetul local nu îți permite să poți duce tu mai multe investiții din bugetul propriu și să poți să faci o dezvoltare normală. Și atunci trebuie să fii atent și să încerci și să depui documentații pe toate liniile de finanțare, indiferent de unde vin ele, că sunt cu fonduri europene, că sunt cu fonduri guvernamentale, că sunt diverse instituții ale statului care finanțează, că sunt ONG-uri, că sunt tot felul de mecanisme financiare, știu eu, important este să ai proiectul pregătit și aici să știți că elaborarea unei documentații, a unui proiect nu e chiar așa de simplu, pentru că vedeți, toți spune, dar ce era atât de greu să depui un document? Nu e vorba de document, e vorba de ansamblu de documente, de avizele necesare, de studiile care stau în spate, iar toate acestea se fac cu oameni, se fac cu efort, se fac în timp, pentru că depinzi de alte lucruri și atunci când scrii un proiect, pui tot optimismul.
Îl depui, corect, încerci să fii profesionist. Acolo unde considerăm că trebuie să avem un sprijin, apelăm și la consultanți, firme de specialitate care sunt firme de nișă și, corect, ele știu exact ce trebuie să cuprindă acel proiect, pentru că aceste proiecte sunt calificate în baza unor normative. Vai, și cum nu se dau pe ochi frumoși? Da. Că există așa o... Da. V-am lăsat așa și foarte serios, ați explicat și mă bucur că ați dat, pentru că au senzați, lăsați că știm noi cum se dau proiectele. Bine, acum eu cred că trebuie să fim corecți în primul rând și dacă suntem atenți și la ceea ce prezintă presa națională, chiar și cea locală, vezi că lucrurile s-au poți citi printre rânduri. Corect. Poți să fii cărcotaș, poți să spui ce vrei, nu cred că ține de cald nimănui, că suntem, și nu te ajută cu nimic. De fiecare dată și când am venit la dumneavoastră și când am avut diverse întâlniri cu alți oameni și alte în alte situații, am fost corecți și am spus, domnule, asta am făcut, asta am depus, acestea sunt numele de înregistrare, am primit informația că este în evaluare, că este un proiect sustenabil, sau când s-au solicitat diverse adăugiri, modificări, le-am pus în timp util și, corect, am fost informat și am informat de fiecare dată care este stadiul. Mulți vin și spun, domnule, dar numai proiecte, dar numai, dar acum, dar noi vrem, da, se va face la anul, noi vrem acum. Nu, ne trebuie, nu știu ce ne trebuie, parcări. Când se fac parcări, nu ne trebuie, ne trebuie blocanele. Când se face ne trebuie străzi. Știți, există așa. Bine, o... Bine, e firesc ca să... dorim ca să avem un confort cât mai sporit. Și dacă am putea să le avem pe toate deodată, și infrastructură, și infrastructură, și stradă, și spații de locuit, și locuri cultură, de joacă, și mai zic eu vreo două. Muzeu, loc de joacă, Casa Borisov, adăpostul de câini, o să sară acum iubitorii de animale, zic că nu sunt bune condițiile. Păi, dacă discutăm așa, trecem de la una la alta, că deschideți multe subiecte, spre exemplu, până adăpostul de câini, acum sunt cazați 16 animăluțe și echipa de acolo își face treaba, le întrețin, le îngrijesc. Deci, vedeți, pe toate palierele se lucrează. Vă întrerup, îmi cer scuze, nu vă uitați gândul și sigur vi l-ați notat. Avem un telefon și zicem, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Bună ziua. Aș vrea să-i adresez o întrebare domnului Ciubotaru, dacă se poate. Se poate. Fulga Ionel mă întreba. Da, domnul Fulga. Vreau să-l întreb pe domnul Ciubotaru, când vine să facă curățenie la Casa Blanca? Mă auzim? Da, vă auzim. Când vine să faceți curățenie la Casa Blanca? Altă întrebare mai aveți? Nu. Ok. Bun. Domnul administrator, răspunsul. Da, acum... Mă bucur că sună acest domn, nu știu dacă locuiește la Casa Blanca sau este un vecin din acea zonă. Cine face mizerie la Casa Blanca? Haideți să pornim de la... Cu siguranță nu face primăria. Nu deci, face, nu? Asta e clar. Și nici cei care locuiesc în centru? Sau vin cei din centru și aruncă la Casa Blanca? Băi, probabil. Dacă ar fi să dăm crezare acestui domn, nu vreau să fiu răutăcios, dar acolo familiile care locuiesc, într-adevăr, sunt... familii care trec pentru o situație mai neplăcută a vieților. Nu întotdeauna reușesc ca acolo să păstreze curățenia. Deși ne mobilizăm, s-au pus containere, s-a instituit un administrator, merge permanent și îi consiliază, îi sprijină cei de la Departamentul de Asistență Socială. Colegele noastre de la mediu vin și prezintă ceea ce trebuie să facă, cum să facă. Se fac curățenii din astea generale periodice, primăvara, în mijlocul verii, mai spre toamnă, spre intrarea în iarnă, dar nu întotdeauna să reușești ca să-i convingă colegii noștri pe acei locatari să păstreze sau să întrețină, că până la urmă cred că nouă ne lipsește capacitatea să de a întreține. Un lucru, stați un pic, că vreau și eu să mă lămuresc. Eu știu zona, știu unde este. Am fost de vreo două ori și trebuie să recunosc aspectul general. Pe acolo nu mi-a lăsat o imagine foarte bună a acestei zone. E clar, familiile care locuiesc acolo trec printr-o perioadă dificilă din toate punctele de vedere. Dar am și o întrebare, știți? Nu sunt zone special amenajate unde să se pună gunoiul?
Ba da, au containere. Și au, atunci... Acum ei nu vor să întrețină acolo sau nu reușesc, nu știu cum să spun. Nu, știți cum e, domnul, mă scuzați. În fiecare, da, haideți să lămurim puțin lucrurile. Acolo chiria este stabilită modică. Cât e vorba este de chiria? 10 lei pe lună, cred. Am înțeles. Sau poate chiar mai puțin. Se plătește chiria? Nu. Cum să nu se plătească? Nu se plătește. Energia electrică se plătește, că avem și noi un loc. Sunt branșați și am schimbat regula. Era un contor general și se distribuia prin rețeaua electrică, se distribuia energie electrică. În momentul când au crescut costurile, primăria trebuia să plătească curentul, să plătească energia. Deci să plătească... Nu, la vremea respectivă. Așa. Vorbesc. Și atunci s-a schimbat regula. Nu, noi asta e să facem fiecare chiriaș care stă acolo să aibă contorul lui, să-și Foarte plătească corect. Curentul fiecare. Foarte corect. A funcționat o perioadă până s-au început să se acumuleze datorii. Unii au plătit, unii n-au plătit. Cei care n-au plătit au fost deconectați. Cu tot necazul, cu toată supărarea, cu toată starea de disconfort. Cu siguranță sunt și familii de bună credință, da, care încearcă, da, și aici să trebuie, țină plata la zi. Și aici respect pentru dânșii. Acum, cei care sunt răuplatnici au mai găsit niște surse alternative. Fie se mai împrumută de la vecinul de cameră, printr-un conductor, printr-un prelungitor, pentru a-și asigura anumite ore energie. Ceea ce nu este un lucru corect. În primul rând că se pot crea niște fenomene nedorite, pot apărea incendii, să supra-solicite acei conductori. Nu e un lucru normal. Cei de la primărie, de la situații de urgență, de fiecare dată toamna merg și verifică sistemele de încălzire ale lor. Li s-au pus burlane din metal ca să reziste la temperaturi. Li s-a recomandat și acolo unde prin anchetă socială a trebuit cumpărat un sistem de încălzire, s-a cumpărat tip sobă. Dar ei acolo, nu știu, utilizează diverse materiale din astea care le pun pe foc pentru încălzire și se deteriorează foarte repede. Nici nu întrețin. Sunt și oameni acolo, sunt familii care au copii, care duc copiii la școală, care duc o viață normală, dar sunt și unii care... Deci, creează o stare așa mai ca să urâtă. Revin la expunere. Deci am zis așa, am fost acolo, am văzut, domnul care a sunat, probabil că locuiește sau o fi vecin în zonă, nu-mi dau seama. Ideea este așa, oamenii, deci omul sfințește locul peste tot, da? Dacă acei locatari de acolo nu înțeles că trebuie să ducă cu punga de gunoi în locul special amenajat, trebuie să pună în așa fel sau să închidă țarcul dacă este, nu știu exact cum este, să nu fie rupt de câini și împrăștia peste tot, adică trebuie să ne gospodărim. Păi nu e ok să aruncăm din bloc jos cutia de lapte și multe altele, că nimeni nu-i dator să strângă după nimeni. Dar ei nu au niciun drept în plus față de ceilalți cetățeni. Corect. Li s-a pus același sistem de colectare a deșeurilor ca în tot orașul Târgu Ocna. Dar la fel de bine și ei trebuie să fie corecți cu ei și corecți față de ceilalți locuitori și proprietari din Târgu Ocna, trebuie să suporte și anumite costuri. Pentru că în ziua de astăzi nu mai poți să faci protecție socială sau protecție socială faci pe legislația care există. Corect. Primești ajutorul social, primești ajutorul și subvenția pentru încălzire, primești ajutorul pentru persoane numeroase, știu eu ce, primești ajutor dacă ai o situație de boală, persoană cu dizabilități, dar celelalte trebuie plătite, adică chiria, energia, salubrizarea zonei, trebuie, pentru că nu poate să pună altcineva bani pentru tine. Toată lumea, la cine vine să ridice, nu, și la mine acasă și la dumneavoastră acasă, dacă vine, la eu stau la casă, dacă vine mașina de gunoi să-mi ridice gunoiul din casă, eu când mă duc la primărie plătesc impozitul pe teren, impozitul pe casă, pe mașină, pe ce mai am eu și gunoiul. Plus taxa de salubrizare, da. Pe tot anul odată, da. Adică despre ce vorbim? Da. Trebuie să ne asumăm. Eu nu pot să zic, domne, vreau să vină cineva să-mi facă curățenie sau să ridice gunoiul, dar eu nu plătesc. Știi că asta este. Acum, efectele iernii s-ar putea să fie acolo puțin mai puternice, pentru că atunci când a fost zăpadă sau le-a fost mult mai comod să arunce. Acum zăpada s-a dus. Nici dumneavoastră nu ați dus coșul de gunoi Cu siguranță acolo. Că cei de acolo au aruncat. Acum voi mobilizați
mobiliza echipele de la cei care fac venitul minim garantat și cu 90% din locatare de acolo se încadrează în aceste condiții, să facă o activitate din asta de curățenie generală a zonei. Pentru că până la urmă nici vecinii de acolo nu sunt deloc datori să suporte starea de disconfort, mirosul, și toate celelalte ce decurg dintr-o zonă urâtă. Corect. Încă un lucru, mi-ați spus o chestiune extrem de importantă. Nu se plătește chiria. Nu e în regulă. Nu că nu se plătește. Sunt familii care nu plătesc, dar nu înseamnă că ei sunt scutiți. Sunt urmăriți, sunt executați, sunt blocați pentru anumite lucruri. Atunci când primesc de la ajutoarele sociale, li se fac rețineri pe formele de a reține, pe cuponul de pensie, pe cuponul de ce mai au ei acolo, dar nu sunt sumele suficiente. Și ei fac eforturi, vin, mai și iau un angajament de plată, dar încă sunt familii care au datorii. Nu, lucrurile trebuie să se reglează, dar se reglează în timp, asta este foarte adevărat și e greu de ținut sub control. Este o zonă probabil cu familii necăjite, asta ce să ne mai ascundem după dege, care soarta, zicem, nu a fost extrem de roză, dar trebuie, știți cum e, omul simțește locul, rămân la ideea că cum îți așterni, așa dormi, așa îmi zicea mie. Da, până la urmă nu suntem noi cei care trebuie să-i judecăm. Noi trebuie să aplicăm niște norme, faptul că acolo există acel spațiu, nu e un spațiu frumos, am tot căutat programe de finanțare, de reabilitare a lui, e o problemă că acum nu sunt proiecte sau programe care pot finanța aceste reabilitări. Spațiul ăla, acel bloc, trebuie să-i facem o expertizare, să vedem cum poți să-l consolidezi, cum poți să-l faci ca să fie mai frumos. Dar eu cred că va veni o vreme când și acea zonă va fi la fel de frumoasă ca și celelalte din oraș. Mă bucur că sunteți optimist, ne pregătim și de o scurtă pauză, așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră. Avem câteva solicitări primite de a lămuri apele, o să o facem imediat, mai avem câteva întrebări pregătite, dar după o scurtă pauză rămâneți cu ochii pe noi.